Ce s-a întâmplat? Ați auzit că s-a spart ceva? Da. Rafaela i-a pus făină în cap lui... Cum îl cheamă, mă, frate? None. Bogdan. Lui Bogdan. Și ăsta s-a enervat, a luat borcanul de făină și după l-a spart. Da, dar vezi care nu se intre, care vata. Lasă că strâng eu și gata. Am că glumeam pe bune. Dar m-am enervat pe un moment. Nu așa, spart. Bă, e o glumă, o luăm ca atare. Dar și eu mă enervam. Ai scris? Păi chiar m-am gândit la tine. Blondă, mai jos puțin? Tu știi să faci plic? Ai, mă, că te speli. Se duce doar făină. Niște zahăr, niște ulei. John, suntem bine? Sunt și obosit. Da, da. Recunosc că și eu sunt obosit și de-aia. Că altfel nu făceam așa, recunosc. Ce s-a întâmplat? Hai, ce se întâmplă? Ce? Dar unde-i surpriza de la Andreea? Ce a zis? Da, nu mai e. La casele lor, dar noi nu suntem la tele 8 ore, pa, iubire. Bebe, aveți voi grijă de astea două? Da. Pa, băieți, pa! Ce vezi, se uită! Bianca! Bă, terminați, că deja mă pune serios acum. Ia să te apuce nervii. Haide, că poți mai mult, știi doar, nu mai te supărați. Pa, mă, dă! Ah, nu s-a terminat? You are next, tomorrow. Are nervi. Bă, asta-s glume, fă, pleacă de aici. Ia-ți camă, dacă pui pe el, că n-are... Se enervează, serios. Hai că vedem până unde duce. O să dărâme tot pe aici, dacă le enervezi. Să dărâme ce poate să fac. El nici măcar... De dată într-o fată, de o femeie, nu cred că o să dea vreodată, așa că, dar în caz de ceva, e bodyguard. Eu cred că da. Bun, animalele mic. Regula de 3 secunde. Ce-ai făcut? Nu cred, s-a prins cu acolo. Și acum lumea mi-a zis de el că are reacții nervoase. Și am vrut și eu să văd dacă are reacții nervoase. Se arde, se arde. Bine, n-am făcut-o, nu mă gândeam că să te ajung așa departe cu spartul, chestiilor și toate. Prinde-l dacă poți, Bogdane, na! Na, că uite-l cum se mișcă! Nici nu-l vezi! Poc! Poc! Stinu Cocor! Stinu Cocor! Stinu Cocor! Stinu Cocor! Stinu Cocor! Nu e corect! Nu e corect! Prinde maimuța! Prinde maimuța! Băi, băi, băi! Bă, sunt șocată. De ce? Cum ai reacționat? Mă așteptam. Curculița nu mi-aduci? Dar nu înțelegeam cum o să facă pasul ăla. Că s-au dus să ia, creangă și se joacă cu ea, mă! Am văzut că ea a început să meargă pe scări și n-ar fi avut chef să alege după ea. N-avea chef, ea las că poate mai târziu. Parcă asta mai bine. După ea, nu mai simțit. Doamne, cea mai tare turtă. Zici că sunt în Moldova cu chestia asta. Dar ia, stai că ți-o dau și pe asta alată și să mă lăsați în pace. Ce-ai desfăcută? Băi, frate, ce... Dacă îi făceam altceva, ce făcea? Mă spărgea pe mine, așa. Frate, nu-ți fă griji, că vine una săptămâna viitoare, noi ieșim favorit săptămâna asta. Ce-a scris? Mamă, s-a ridicat pielea pe mine! Dacă plec eu acasă. S-a ridicat părul. Deci eram sigură. O fată va pleca azi. Treceți mai departe. Mergem înainte, orice s-a întâmplat. Probabil și băieți va fi la fel. Continuă, Adrian. 2, 1, ia fi atent. Astăzi una dintre fete va fi eliminată. Hai mă, nu vă mai gândiți, treceți peste moment, n-ați venit aici să stați. Care și băieți să scrie, nu se întâmplă nimic, e o experiență din care avem de câștigat. Una dintre fete va fi eliminată. Ah, gata, ați început să fiți apăsați, dă plecat acasă, frate, eu n-am nicio treabă. Nu. Și am crezut că va fi televizorul. Și acum televizorul. Băi, veniți repede, că e grav. Haide. Haide, dă-i, dă-i. Vai, nu cred așa ceva. Pleci? Ce știu? Nu mă interesează. Mă, stai. Dacă plec eu. Băi, pe bune, mă, asta. Poate plec. Noi, hai să batem. Nu să alegem noi. Hai să batem. Ce? A zis, gândiți-vă bine! Da. Ah, voi trebuie să eliminați. Voi trebuie să alegeți. Eu plec dacă eliminați. Să nominalizezi o fată ca să plece. Mai sunt 13 minute, frate, pe bune. Doamne, frate, la mine mai cât îmi spune. Da, mi-a făcut bine. Ca să la banii, te doare la bașcheț. Bă, mă băgați cu ăla, că sunt iarăși și mă mizri. Ia vezi ce liniște s-a făcut aici. Ăla, ăla, e macion. Ăla, e bucuros. Ăla, hai să stabilim. Unos, dos, trei. Așa mare am mustața? A spus așa, Andreea. Ai mutat. A zis, gândiți-vă bine. Ce-au putere să faci? Păi să nu ați mustață? Doar mustață. Ce decizie luați? De ce? Ce decizie luați? Păi și lasă ei... Știi ceva grav? Clar ne doare, dar până la urmă e un concurs. Pare că o fată va pleca. Ce să facem acum? Să stau să bocesc? Da, exact. Și scrie eliminată, nu descalificată. Am alte motive pentru care tu crezi. Dacă scrie descalificată... Ce asta ziceam înainte? Eu chiar am avut o experiență frumoasă. Eliminată, că nici n-am citit bine. Eliminată, nu descalificată. Nu descalificată, eliminată. Deci te gândești la... Dar nu vă doriți să plece Aniela? Nu mai e, Adi. Glumezi, mă, glumezi. O să vin aici, vă zic eu cum o să fie, că eu știu deja. Vine aici Andreea, mantea, vă pune pe toate fetele în față, face antante, dizevante. Face ruleta rusească, scoate un pistol care are unul din 7, un glonț și 6 pungi. Poți să te duci la loc, te rog frumos, că sunt stresată. Am primit un semnal cum că o fată va fi eliminată. Pentru noi este un lucru neașteptat, pentru că de obicei în gală se fac eliminările. Adi, Adi! Te rog. Pe cine vrei? Gândiți-vă, una dintre fete va fi eliminată. Cine vrea să plece acasă? Acum să răzluci. Toți suntem apăsați. Băi, ne-au dat 15 minute, frate. Nu profităm, ne gândim ce sunt. Noi stăm să ne... Da. Dacă ar fi să alegeți, pe cine alegeți? Vot deschis. Eu deschis. Uite, none pe mine. Dar stai că nu se poate... Rafaela până la capăt, frate. Poate votează. Aniela, frate. Aniela, că mai devreme în bucătărie mă luase cu vorbe proaste. Ce zici? Aniela, vorbești prost, mult și prost. Dacă vorbești prost, chestii care nu s-au întâmplat. Nu și-au rostul în momentul ăsta, fiecare o să spună ce are de spus. Da, mă, fiecare spune ce are de spus. Păi nu, când dai un zvon, orice este posibil. Știi ce zic? Orice este posibil când dai un zvon. Așa ți s-a părut ție că am vorbit cu răutatea? Nu, dar cum să-mi spui mie că eu mă pot spune la Luca? Da. Era altceva la mijloc. Că noi în ziua în care te-ai vopsit tu, noi ne-am văzut și că surpriza de la salon a fost ronda cu Daniel. Doamne ferește! Păi așa să... ce vorbesc astea? Ce a zis? A zis că surpriza de la salon a fost ronda și tine că ați venit exact cum s-a salon. Nu e adevărat, vă certați. Mi se pare că vorbești foarte prost. În momentul ăla când era dimineață, toți băieții erau morți de beți. Bă băieți, te-am împat. Bă, ai grijă ce vorbești. Păi nu tu ai grijă ce vorbești. Se pare că ne ascundem de ceva? Se pare că eu mă ascund de ceva? Păi vorbești prost. Cum să zică, mă, că voi erați cu ea, când eu știu că toată lumea dormea? Am spus că luați apă dimineața. N-am fost împreună. N-am fost împreună. Ba da. Vorbește prost. Sunt camere de filmat. Sunt camere. Da, zic. Stăm aici până 5 luni începtăm, mă, frate. Ce râzi așa? Ce râzi? Că mă enervezi? Asta o vătăm, mă, toți maniera, dacă e ceva. Fiecare se facă ce simte. Nu, frate, toți fac el. Fiecare ce simte. Ședință de băieți. Zici că te a băgat într-un colț și voi ce-ți fac acum? Vino încoace să-ți dau un pumn. Când am? Adrian e nebun. Frate, ne plecăm nebun de aici. Dar am zis de la... Ne plecăm de aici. Deja dau semne, fată, deja aveam nu de roșie pe buletin. Deja dau semne. Ne plecăm cu probleme psihice, mă. Băi, este un concurs, toți o să plecăm la un moment dat. Da. Rafaela, m-am bălăcărit cu tine, ne-am făcut mai mult soi de alea, mai am ceva cu tine. Încercăm să ne acceptăm, frate. Doar vrei să mă votezi, atât tot. Ce? Doar pur Rafaela. Până la capăt te votezi. Până la capăt, da? Votul-i vot, nu te supăra. Vrei să dai și tu pe mine la public. Votul-i vot. Ia schimbă-ți părerea să vedem dacă și publicul mai spune aceleași lucruri frumoase despre tine. Așa, te-ai schimbat. Băiatule. Pe bune. Da, așa e. Băiatul meu. Băiatule. Nu vorbești cu Bogdan. Hei, băiatule. Dar ce-l faci pe Bogdan prost sau cum? A, păi își permite, mă, frate, că na. Cum adică îl faci pe Bogdan prost sau cum? Din cauza Rafaelei? Vă spun în felul următor. Multe dintre voi vă schimbați la față, zici că va muri cineva pe acasă. Este doar un concurs. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Fară, se aude aici la voi, exact ca la grădina zoologică. Mă așteptam, nu știu, să fiți altfel. După ce ne-am jucat, v-am spus că vreau să vă gândiți foarte bine. No. Exact la asta mă referam. Și să vă gândiți foarte, foarte, foarte bine. M-am săturat de strategiile voastre. Cred că și voi v-ați săturat. Tu de ce strategie te-ai săturat? De toate strategiile, de toate plânsetele care sunt false, de toate teatrele care se joacă în această casă, sunt sătul până peste cap. Dar ce-ai pățit? A, m-a dat Rafaela cu niște făini pe cap, pe față și... N-am avut timp. A fost o glumă. Stau aici cu lumea. Cu lumea. Ați primit un mesaj. Da. Puțin mai devreme. O fată va fi astăzi eliminată. Cine? Și de ce? Noi ne-am gândit, ne-am făcut filme că o să votăm noi băieții, că o să vă vota fetele între ele, dar... După cum bine știați de la început, în această casă trebuie să fie 7 băieți și 7 fete. Ah. În acest moment avem 8 fete. Una dintre voi trebuie să plece acasă. Și trebuie să plece astăzi. Da. Care dintre voi va pleca acasă astăzi? În ce constă votul? Nominalizare. Cui este teamă de eliminare? De ce Roxana? Foarte puțin, nu știu, m-am simțit că... Nu știu, am simțit eu că o să plec astăzi de acasă. Pur și simplu. Dar asta este acum. Plecăm... Așa e viața. De ce, Raluca? Pentru că nu-mi văd locul fără Adrian. Diorela? În general, mă sperii cam de orice. Nu știți cum se va face eliminarea. Va fi o eliminare atipică. Da, presupun că e ceva nou. Dar... Ar putea fi oricare dintre fete eliminată astăzi. Da. Este foarte simplu. Nu este greu deloc. Veți merge pe rând în grădină, veți găsi 2 cutii. Una roșie, în care vor vota fetele. Veți scrie pe foaie pe cine vreți să plece de aici, din această emisiune și din această casă. Va mai fi o cutie albastră. În cutia albastră băieții vor scrie un nume. Ce fată vreți să fie eliminată din această casă? Ce fată nu? Niciuna dintre fete nu este protejată. Acum e șansa ta, none. Ați înțeles? Da.